Salutare și bine ați venit pe canalul meu personal. Astăzi discutăm un pic despre campere, despre cum să-ți alegi camperul, care e camperul potrivit pentru tine și de ce cred eu că ar trebui să nu asculte sfaturile nimănui și să-ți alegi propria variantă, pentru că o să vedeți de ce eu n-am ascultat de sfaturile altora și din punctul meu de vedere n-am găsit deloc. Dar înainte de toate treburile astea, vreau să-ți explic un pic de context, să înțelegi cam despre ce e vorba și să înțelegi că nu toată lumea este făcută pentru camper sau pentru cort sau pentru experiența asta cu campingurile și atunci ar trebui să stai foarte bine să te întrebi dacă e sau nu este pentru tine, da? Bun, hai să începem un pic de istorie așa sau un pic de context. În experiența asta în cultură Europei 2024 pot să zic că Dănuța nu s-a bucurat de plin de experiența asta, pentru că ea nu este obișnuită să stea în campinguri, ea nu este obișnuită să așa. Da, am mai fost în 2015 cu mine în turul Europei în campinguri, am mai fost la câteva la turul României prin țară cu cortul, deci am mai fost cu cortul de vreo câteva ori, dar și probabil la început când am cunoscut noi, mergeam la Neptun, la niște căsuțe, dar cam mai e toată experiența ei legată de treaba asta cu campingul. Pe de altă parte, eu începând de la vârsta de un an de zile, până la vârsta de vreo 7-8 ani de zile, am mers în fiecare an la mare în camping, da? Deci, practic, primii 7 ani de viață i-am trăit vara în camping, da? Deci a fost parte integrantă din viața mea. Zic de la 1 la 7 ani sau de la 1 la 8 ani, pentru că din ceva povestea mei, asta a fost fără nicio întrerupere. S-ar putea să fi fost la 8-9 ani o vară în care nu am ajuns la mare, după care, iarăși, până la 15 ani, 16 ani, 17 ani, habar nu am, am continuat. Adică, chiar dacă a fost în primii, nu știu, 15 ani de viață în fiecare an, ar putea să fie un an sau doi lipsă, da, dar nu mai mult, da, așa că practic toată copilăria mea și toată adolescența eu am trăit-o la mare, da, chiar și la un moment dat m-am întâlnit la mare cu așa amintiri încă în cap legate de o întâlnire cu un coleg de liceu, da, deci chiar încă când eram la liceu, încă eram la mare, da, cred că toată treaba ta cu marea s-a încheiat în momentul în care nu s-a încheiat, dar cumva s-a schimbat un pic în momentul în care am fost student, da, și probabil vă aveam restanțe, cred că asta era motivul principal. Așa, bun, deci, cumva eu toată viața mea am stat în camping, sunt obișnuit în camping, le spun tuturor că luminile din curtea mea sunt făcute să semene cumva cu alea din camping, pentru că eu vreau ca în momentul în care mă plimb noaptea în curte pe la mine, luminile aia să-mi dea senzația că sunt într-un camping, da? Deci vă dați seama că a avut influență asupra curții mele, da? Deci așa, experiența mea din copilărie cu campingurile. În contextul ăsta, eu nu sunt stresat de campinguri, nu sunt stresat de mers cu rulota, cu cortul, de a stat oriunde și așa mai departe, mă simt foarte, foarte bine. Însă am avut prieteni care mi-au zis, dă-mi și mie cortul în weekendul ăsta, că vrem să ieșim cu cortul, să vedem cum e, vă rog. Unii aveau copil, alții n-aveau copil, deci unii vreau să iasă cu cortul, deci la 30 de ani sau la 25 de ani, ei vreau să iasă cu cortul, să vadă cum e, să vadă experiența asta, da? Așa, alții vreau nu pentru copil experiența asta și nu pentru ei. Ei nu erau doar nici cu cortul, erau, dă-ne cortul că mergem și noi cu copilul, să vadă copilul cum e. Probabil copilul a auzit pe la școală sau ceva, așa, sau pe la grădiniță de chestia asta și de-aia altfel ei nu erau deloc încântați de experiența asta. E, în contextul ăsta trebuie să te gândești foarte bine cine ești tu și dacă îți place, pentru că lucrurile probabil pe YouTube se văd foarte, foarte mișto. Am apreciat oamenii care au spus, Dragoș, m-ai inspirat și nu știu ce. Dacă pe canalul meu de educație financiară caut să inspiri oamenii să facă economii, să investească bani, să facă chestii și așa mai departe și mă bucur, în chestia asta cu camperul nu sunt dornic să inspir pe nimeni, pentru că ceea ce pentru mine poate fi o experiență extraordinară, pentru altcineva poate fi o experiență foarte, foarte proastă, da? Așa, și în contextul ăsta trebuie să dai seama ce ți se potrivește ție. Experiența asta cu camperul, cu cortul, cu așa mai departe, este o experiență unică, care e făcută pentru niște oameni care știu cam ce vor sau ce nu vor, da? Așa, și diferă de la om la om, da? Pentru cineva e foarte important să aibă cabină de duș în camper, pentru altcineva e foarte important să aibă WC-ul în camper, pentru altcineva e de ajuns să aibă un rucsac în spate cu un cort de la mic și să plece fără mașină, fără cort, fără camper, fără nimica în lume, da? Așa, de fapt cred că îl știți pe toți pe Backpack Your Life, deși el stă la hotel și la alea, nu stă cu cortul, dar vedeți că sunt N moduri de a călători și nu e pentru toată lumea. Nu toată lumea se simte confortabil să doarmă într-un cort, să doarmă într-un camper.
Am un prieten care mi-a spus o chestie foarte tare. A zis, băi, Dragoș, am un prieten care are camper de la de 90.000 de euro, de la mare, mișto, nu știu ce, la la. Am plecat cu el, când m-am văzut acolo așa, în căsuța aia mică și înghesuită, m-a apucat ca claustrofobia. Am zis, ce dracu e asta, știi? Și am, după două zile am venit acasă și am zis, băi, vreau la hotel. Da, deci sunt oameni care s-au învățat la hotel și care chiar și un camper de la de lux, de 90.000 de euro, nu le place, adică nu le place experiența asta, ei nu vor să stea într-o mașină să doarmă, da, ei vor să doarmă pe ciment, pat, cameră, hotel și așa mai departe, da? Deci sunt oameni și oameni. Deci în primul rând nu te lua după că vezi aici sau mine sau la alții youtuberi că ce mișto este, că s-ar putea ca mântâine să nu fie atât de mișto. Acum ne întoarcem la toată treaba asta cu amenajarea camperului și de ce am vrut eu un camper cât mai mic și... alții au vrut campere foarte, foarte mari. Mie, practic, dacă mai luați și mă întrebați, aș vrea poate chiar și o mașină, da, adică chiar și o mașină mică cu cortul. Singura problemă este că la unele campinguri se închide la 11 noaptea sau la 10 noaptea programul și nu mai poți să intri acolo, da, asta e o problemă. Și a doua problemă, tot legată de chestia asta, știam că mă apucă noaptea pe drum și ați văzut și în episoade că s-a întâmplat chestia asta, da, adică nu era ceva care să zici că nu se întâmplă. Deci, cumva nu era ceva, adică camperul nu era o mașină în care să locuiesc și așa mai departe, ci era doar o mașină care să rezolve anumite probleme pe care le-am întâmpinat de-a lungul altor experiențe anterioare. Da? Și atunci când venea cineva și spunea că băi, ia-ți un camper de la mare, că e bine să ai cabine de duș, știam că e bine să ai, știam că e bine să ai cabine de duș, știam că e bine să ai WC, știam că e bine să... Până la urmă mi-ar fi plăcut unde la de 80.000 de euro. Așa. Mi-ar fi plăcut unde la de 80.000 de euro. Așa, dar pe de altă parte, mi-ar fi stricat o parte din experiență, pentru că unde la mare se conduce mai greu, intri cu el mai greu în anumite zone și așa mai departe. Și în ce zone m-am băgat eu cu liculiciu, probabil cu ăla... Și așa probabil și cu liculiciu, a zis lumea că e nebun că am intrat pe acolo. Dacă mai intram și cu un de la mare, nu știu ce e așa. Cred că blocam un oraș de la întreg, cred că cel puțin în Portugalia, în capitală, da? Cred că păduțele alea înguste, cred că eram încă acolo și eu și camperul și poliția deblocând traficul, da? Așa că oricum traficul era blocat total, adică ați văzut și voi pe YouTube. Așa, deci cumva eu am vrut ceva cât mai mic, cât mai ușor de deplasat. Eu știam că și în călătoria asta, dar și în alte călătorii, nu vreau să stau 7.000 de ori, 7.000 de ani într-un loc, să zic așa, că mă mut repede într-un loc în altul. Și atunci aveam nevoie de ceva micuț care să mă deplasez rapid de colo-colo și nu neapărat de ceva care să pui să stai 2 săptămâni într-un loc sau 3 săptămâni să te întinzi alea. Pe de altă parte, o altă chestie pe care eu știam că de la experiența de la Corci, de la experiența care aveam cu restul, era că pot să-mi extind experiența, să zic așa, camperul cu un cort ajutător pe care încă nu l-am cumpărat, o să-l cumpăr și practic pot să mai fac o cameră de cort în fața mașinii, da, legat de mașină, da, integrată în mașină, în care să stau, să-mi pun masa dacă plouă, dacă e ceva, să am o cameră în care să stau în picioare, da, în cort, în cortul de astea mai mari, pot să stai în picioare, da, și mașina să fie decât dormitor, să zic așa, doar pat de dormit și așa mai departe. E, și în contextul ăsta știam că pot să fac chestia asta, am zis, bă, nu vreau să mă implic financiar la niște cheltuieli mai mari și mai departe. O mașină, o să mergem și la variante de camper, o să vă arăt și pe ecran, am pus aici, să fac poze cu diverse variante, am căutat pe Google camper, să vă arăt diverse variante, inclusiv de astea așa micuțe verzi, așa. Mergem și la rulote sau la autor, la rulote, deci nu la autorulote, dar ideea este că și eu știam exact ce am nevoie pentru mine și atunci degeaba îmi spuneau unii și alții că, bă, fă-ți mai mare, o să vezi că nu te ajunge, că o să vezi altul mai mare, da? Culmea e că tu ai toată experiența asta, eu nu vreau unul mai mare, da? Și vă mai povesti chestia asta, așa că înseamnă că am ales ce mi-a trebuit. S-ar putea să iei unul și să zici, bă, ce bine era să aibă și aia, vreau mai mare, da? Așa. Dacă n-ai avut experiența asta niciodată cu campere, cu campinguri, cu corturi, cu nebunii de genul ăsta, sfatul meu e să-ți închiriezi un camper și să te duci cu el așa 2-3 zile, o săptămână, să vezi cum e. Da, să vezi dacă îți place, da, pentru că am zis, povestea sună foarte mișto pe hârtie, dar pentru unii sună horror. Așa. Iarăși gândiți-vă că în campingurile alea unde vedeți rulotele alea mari și frumoase și nu știu ce, ăia sunt oameni care au foarte, foarte mulți bani. Tu poate să-ți iei un camper de 40-50 de mii de euro, da, sau un autorulotă de asta făcută
care și aia costă vreo 40-50.000 de euro, poate nu merită. Ca și costuri, așa, ca să vă dau un exemplu, am un prieten care e la a patra autolotă pe care și-o face, da? Sau a treia, cred că, nu știu, nici nu mai știu. Așa, și penultima, a treia pe care a vândut-o, am înțeles, acum între timp a și vândut-o, în primăvară era de vânzare, el a luat-o cu 20.000 de euro mașina, da? Deci a luat platforma, mașina de marfă cu 20.000 de euro și a mai băgat 20.000 de euro în ea, da? Deci a ajuns la 40.000 de euro costuri. El a vândut-o destul de ieftin la 40.000 de euro, da? A zis, bă, îmi scop banii pe care i-am băgat în ea, fără munca mea, un an de zile am muncit la ea, deci nu mă gândiți că am muncit o săptămână, două ca mine, un an de zile am muncit la ea, a zis, bă, munca mea am lăsat-o deoparte pentru că vroiam să le iau pe ăsta mai mare și luând 40.000 de euro odată, m-a ajutat să mai pun eu 20.000, să-mi iau nu știu ce, știi, adică cam asta a fost socotelea lui, a zis, bă, îmi iau una de 40.000 care să fac de 60.000, ceva de genul. Așa, deci pentru el a contat chestia asta, dar altfel probabil nu veți găsi lote de autorulote sub 40.000 de euro. Da, sunt pe net, OLX, sunt anunțuri și le-am văzut și eu, un Mercedes Sprinter sau ceva, 7.000, 8.000, 10.000, cu mici probleme, știi, să zic așa. Din ce am mai văzut pe discuții pe forumuri, micile alea probleme erau destul de mari, da? Acum, dacă ești mecanic auto, probabil n-ai nicio problemă să-ți iei una mai veche și mai ieftină și mai alea, că știi tu ce să-i faci, știi tu ce probleme sunt grave și ce probleme sunt grave, da? Dar altfel eu nu vă sfătuiesc să vă uitați la campere prea ieftine pentru că au probleme ascunse și povestea cineva pe un grup de ăsta de Facebook ce experiență a avut cu un camper ăsta care a stat la vânzare pe OLX și care știa toată lumea și ce probleme a avut, că practic l-a luat cu 7.000 de euro și a mai băgat 20.000 de euro după aia în el, aproape l-a trebuit să și din probleme mecanice și cu probleme cu motorul și probleme cu prinderile mobile și de totul cu mai probleme, știi? Adică a făcut aproape totul din nou și la mașină și la partea de camper, din păcate, și le-a stricat vacanța, le-a ruinat bugetele și așa mai departe. Așa, deci mare grijă la toată treaba asta. Poate se găsesc și campere la prețuri mai bune, dar aveți mare grijă, da? Deci nu, așa, poate pe afară sunt lucrurile mai altfel, da? Vreți de ce am văzut în România. Bun, deci ideea este că dacă n-ai văzut cu cortul, n-ai văzut cu camperul și nu știi, doar pare mișto experiența asta, vezi dacă e pentru tine. Apoi trebuie să vezi cam ce e, să ai câteva ieșiri, să vezi ce e important pentru tine, da? Și ajungem și la partea de buget, că v-am zis că un camper ăsta, varianta mai mare care aș fi văzut-o eu, m-ar fi costat, nu mai zic câtă muncă aș fi băgat în ea, m-ar fi costat atunci un 40.000 de euro. Sincer, din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere financiar, prefer să dau 10.000 de euro, iarăși n-a fost chiar 10.000, a fost mai mult cu reparații și cu alea mașina asta mică, glicuriciu, dar prefer să dau 10.000 de euro pe camper și ia 30.000 de euro diferența, să-i pun pe bursă și în fiecare an să-mi scoată un profit care să-mi aducă o vacanță, da? Nu intră mai ceva foarte adânc în partea asta financiară pentru că am un canal special, Fabrica de Bani, care discut doar despre partea de educație financiară, investiții și nebunii, da? Dar prefer să zic, bă, decât să bag 40.000 de euro în ăla, așa, eu n-aș băga, da? Dar sunt oameni, acum de asta iarăși depinde foarte mult, dacă pentru mine 40.000 de euro nu e o sumă importantă de bani, atunci da, poți să-ți iei, că nu e o problemă. Dar dacă faci un efort să strângi banii ăștia, să-ți iei camperul ăla, mai gândește-te că poate nu e pentru tine, da? Iarăși gândește-te la faptul că ați văzut și în campingurile în care am stat și alea, ați văzut că a fost 20, 30, 40 de euro pe noapte, dar sunt campinguri și costă de euro pe noapte. Dacă vrei să stai în off camping și nu în țări nu poți să stai off camping, că e ilegal, dacă vrei să stai în campinguri și îți recomand asta pentru siguranța ta sau pentru o siguranță mai mare, să zici mai sporită, atunci s-ar putea ca banii ăștia cu 40.000 de euro te duci în niște vacanțe de lux. Dacă faci, nu știu, consum, cheltuiești 2.000 de euro pentru o vacanță, da? 40.000 de euro ți ajunge mulți ani, ca să zic așa. 20.000 de euro ți ajunge 10 ani, da? Deci, facem 40.000 de euro de vacanță de 4.000 de euro, da? Ți ajunge 10 ani de zile. 10 ani de zile duci în vacanțe de 4.000 de euro. Deci, vacanțe mai de lux, da? Dacă duci pe sărăcie și pe 2.000 de euro, te duci 20 de ani în vacanțe cu banii care dai pe camper. Camperul ăla, orice îi face tu, 20 de ani, nu o să reziste, da? Așa, sau depinde, dacă mergi două săptămâni pe vară la mare, cu el doar, probabil da. Deci gândiți-vă foarte, foarte bine de treaba asta. Contează iarăși de unde vrei să te duci și ce vrei să faci cu camperul respectiv. Că poate, iarăși mă întorc la treaba cu rulota, poate e mai rentabil să mergi cu o rulotă. În cazul meu, rulotele sunt mai ieftine, varianta mai cu rulotele e mai ieftină. În cazul meu,
Să merg cu lota după mine toată Europa, ar fi zonă nebunie curată. Pe de altă parte, dacă tu vrei să duci, bă, eu, mie îmi place foarte mult Grecia. Și în fiecare an mă duc în Grecia și vreau să mă duc cu lota în fiecare an în Grecia. Ai un drum, stai 2 săptămâni acolo sau 3, te întorci înapoi sau poate alții care pe mine mai mult stau o lună zile acolo, așa. E o variantă care poate fi foarte, foarte bună. Da, deci de asta mă întorc la ideea că, bă, vezi ce vrei să faci, vezi ce-ți place și vezi ce ți-i potrivește pentru tine ca să alegi exact ceea ce trebuie, da? Pentru că suntem oameni diferiți, avem păreri diferite, pentru unul poate mai este WC-ul sau dușul e sfânt, da? Și zice, nu pot face așa ceva. Pentru alții sunt oameni care, dacă eu ziceți că eu am călătorit destul de nasol, sunt oameni care au călătorit în condiții și de situații mult mai lungi, în condiții mult mai precare, da, adică am văzut niște nebunii și de oameni care, gândiți-vă că sunt oameni, apropo de călătorit, sunt în campingurile alea și oameni care călătoresc cu motocicleta, da, sunt oameni care călătoresc cu motocicleta, iar mi se pare o experiență foarte mișto, da, cortul, pentru că pe motocicleta nu prea ai loc să pui 70.000 de chestii, deci nu, acolo nu mai ai WC-ul, duș, bidoane cu apă, invertor, panou fotovoltaic, nu, nu mai ai astea. Ai un încărcător mic la motor ca să-ți încarci telefonul mobil, da? Poate dacă, nu știu, geanta, zice că am început și un laptop și corturile lor, din ce am văzut, eu am rămas uimit când am văzut prima oară, corturile lor sunt niște, ca niște coșuri, adică e un cort foarte mic, are atâtica înălțime, adică are, nu știu, jumătate de metru înălțime, la picioare și mai jos, are 10 cm înălțime, te bagi efectiv în el, adică are o gaură, te bagi efectiv acolo lângă motocicletă în cortul ăla și dormi acolo, da? Eu când am văzut corturile, am zis, bă, ce-i asta, știi? Deci sunt și oameni care călătoresc cu motocicletele. Sunt și oameni care călătoresc cu bicicletele. Da, și eram, bă, ești nebun. Erau unii, deci evidenți, într-unul din campinguri veniseră unii cu bicicletele, da, sper că nu veneau de departe. Sper că nu erau de aia care făceau turul Europei, da. 4 biciclete, da, 2 adulți și 2 copii. Deci ei erau cu cortul, cu bicicletele, da, și cu copiii după ei. Și am zis, bă, nu e adevărat, adică trebuie să fii un pic nebun, zic, câți kilometri faci pe drum că ai copilul după tine, care nu faci kilometri așa, știi, cât să mergi, din ce loc în ce loc să mergi, așa mai. Pe de altă parte, nu sunt sigur, acum n-am să știu, da, dar nu sunt sigur dacă i-au plătit în campingul ăla, că au intrat cu bicicleta, au venit târziu noaptea, nu mai era oricum nimeni la recepție, la barieră, aveai loc să treci pe lângă barieră, deci puteai să intri în camping, cu mașina nu puteai să intri, da, cu autocaravana, dar cu bicicletele puteai să intri, că erau oameni, erau din camping care erau cu bicicletele, dar și se confundau foarte ușor, așa că au venit frumos seara, și-au pus cortul, dimineața au plecat. Nici nu știu dacă au fost nevoie să plătească sau dacă, mamă, cred că nici nu i-a interesat pe aia de la camping, că au venit ăștia 4 ani cu bicicletele și-au pus ei un cort acolo în pădure și-au plecat după aia, da, așa, dar probabil și cunoșteau toată treaba asta. Am zis, nu știu, nu e treaba mea dacă au plătit sau nu au plătit, dar ideea era că se poate și cu bicicleta și cu cortul, da, de se poate, la asta cred că e cel mai low level. Iar sunt niște oameni, așa am văzut și pe TikTok, la un moment dat, cu bicicleta și în spate bicicletei care o, nu pot să zic rulotă, da, sau autorul, adică o rulotă, care o remărcuță mică în care are un pat, se bagă acolo și doarme în spatele bicicletei, cum ar veni, așa mai departe. Deci sunt oameni care călătoresc în toate modurile posibile. Și am văzut și în partea cealaltă camper, și am intrat în el, asta a fost mișto, că am vizitat camperul respectiv, de 200.000 de euro, da, un camper de la Mercedes cu scaune de piele care se roteau, cu espresor de cafea înăuntru, cu ce vrea. Într-adevăr, în camperul ăla de 200.000 de euro, oamenii ăia locuiau permanent, da, deci mi-au și spus că locuiesc permanent, aveau aer condiționat, aveau calorifer, căldură, apă, duș, ce vreți voi avea acolo, că era un apartament, eram, bă, dacă măsur așa cu patru și cu alea, cred că e mai mare decât apartamentul de acasă, da? Așa, deci sunt cazuri și cazuri, așa, că am zis că să dăm un pic și pe poze, ok, vă arăt și alții care sunt și mai extremi, ăsta e un gen de rulotă, să zicem așa, dar astea mici mie îmi plac foarte mult, m-am zis, astea mici și licuriciul meu îmi plac foarte mult. Genul de pus pe mașină de teren pentru outlander, ăștia sunt fiecare care, apropo de chestia asta, și aici toți, fiecare om care are o nebunie de asta în cap, îi pune pe nebun pe categorii, da, și sunt ăștia cu outlanderii care au mașini de genul ăsta, da, sunt rulotiștii, sunt auto, sunt camperiștii, ca să zic așa, cei cu campere, cu caravanele, da,
Și mai sunt unii mai nebuni, dar nu văd nicio o poză de genul ăsta, da? Ok, asta e o rulotă, de exemplu, apropo de poze, așa scoace mare, da? Asta e o rulotă, da? Nu știu cu ce o tragi, dar cu trenul ăsta, după tine, vagonul ăsta, dar e o rulotă care are mare rău, înțelegeți? Așa. Și mai sunt undeva pe aici, dar nu mi apare acum niciunul. Sunt băieții aia cu tancul, cum zic eu, care zice, fac eu unii mișto, că au plecat din armată, dar nu văd niciun altă acum, acum din campere. Ia să ne campere, parcă dacă ca o campere. Uite, ăsta, genul ăsta de motorulotă, da? Care iar, iar și eu, iar și eu, personal, eu nu înțeleg, da? Adică genul ăsta de mașină, de... Ce să zic eu, dar nu, sunt unele mai, mai rău de atâta, da? Sunt unele, uite, uite, asta. Așa, vedeți? Eu nu știu ce, ce dracu faci cu asta și unde duci cu ea. Înțeleg că, na, unii pleacă în expediții, pleacă în Sahara, pleacă nu știu unde mai pleacă, da? Și așa, da, hai să mă arăt așa, să fac mare, mare pe ecran, vedem că putem, dacă putem să facem mare pe ecran. A, așa. Ia uitați-le pe aici, da? Ia uite. Da, deci ați de alea de, cum zicem, hai să mă pun eu pe ecran. De survivalist, de paranoid, de la de sfârșitul lumii, de nu știu de ce. Sunt anumite condiții, nu știu, pleci până Africa, pleci până, nu știu, zone de război, pleci până zone de-astea, nu știu, faci transiberianul. Da, probabil îți trebuie mașina asta. Deși sunt niște oameni, niște români, care dacă îi căutați pentru că îți găsiți, au plecat în Mongolia, cu niște astea, Hyundai, nu știu cum, niște de-alea micuțe, vai mama lor, 38 de cai putere. A zis, bă, nu se poate așa ceva, da? Deci, v-am zis, sunt cazuri și cazuri, oameni și oameni. Și trebuie să te vezi la care categorie de nebuni faci parte. Da, asta e foarte important, să vezi la ce categorie de nebuni te încadrezi, cum s-ar zice. Așa, pentru că eu, în experiența mea, când mă duceam în campingul și vedeam niște camperi de-astea mari și vedeam ce fac unii cu 70 de colturi, 70 de alea, eram, bă, eu sunt mic copil, eu sunt perfect sănătos, n-am nicio problemă cu capul, da? Așa. E un mod de viață, e un mod de viață care nu-i tot mai ieftin, deci dacă crezi că îți faci un camper sau îți amenajezi o rulotă sau ceva, că e ieftin, domne, și mamă, nu stai tu pe camping și nu știu ce, și te costă bani, și așa, nu faci asta. Mai bine îți iei niște vacanțe la un hotel, la un Airbnb, la un, nu știu ce, la o pensiune, la o chestie, și ai parte de vacanțe mult mai mișto, mult mai liniștite, mult mai așa, fără să stai tu să dormi într-o rulotă, într-un camper, într-o autorulotă, într-un mai știu eu ce, fără să ce. Pe de altă parte, v-am zis, pentru unii dintre noi este un mod de viață și sunt oameni care au foarte mulți bani, care își permit hoteluri de 5 stele, de 6 stele, deci își permit hoteluri foarte scumpe, vacanțe foarte scumpe și o să-i vezi că sunt acolo în campinguri alături de voi. Știți că v-am și arătat, deși era un Bentley mai vechi, că era cineva cu un Bentley în camping la un moment dat. Și oricum, vă spun că am stat de vorbă cu ei și știu cam ce le poate pielea, să zic așa. Oamenii care vezi pe campinguri, în general, da, nu stau să dar în general, au foarte mulți bani, da. V-am zis, dacă au un camper de la mai mare, deci un gen, unul de genul ăsta, să zicem, da, o dată așa, da, deci dacă au ceva de genul ăsta, asta începe la 45.000 de euro, cel puțin, sau 100.000 de euro, așa, ia uitați-le. Și atunci oamenii au bani și dacă e cumpărată și a lor și dacă e închiriată, pentru că chiria la un astfel de camper e undeva în sezon de la 150 de euro și în România și pe afară, cam tot acolo sunt prețurile. Asta înseamnă că dai 100 de euro pe noapte doar pentru chiria, zic 100 de euro minim, știi? Dai 100 de euro pe noapte doar pentru chiria camperului. Mai dai în camping niște bani, mai dai pe motorină și pe taxe de autostradă. Deci 150-200 de euro pe noapte ca popa, o astfel de experiență cu un camper, da, închiriat, fără să... Deci ăla este cel mai ieftin, cum să zice, variantă dacă l-ai închiriat. Deci oamenii ăia care își permit 150 de euro pe noapte, păi cu 150 de euro, dacă dai 100 de euro pe închiria la camper, 100 de euro, deci încă stai obligat că nu plătești nimic în restul sau ceva, dar și tot motorină, tot trebuie să plătești ca să mergi cu ea și consumă o de-asta mare, nu consumă ca a mea, așa. Gândiți-vă cât ce vacanțe îți poți permite cu 100 de euro pe noapte la hotel. Da, la ce hotel îți poți permite să mergi cu ele sau cât dai pe motorină, ce bilete de avion îți iei și până unde, da? Plus că, iarăși, în insulele Cayman sau nu știu ce, sau în Maldive,
nu o să ajungi niciodată cu camperul, că nu o să-l bat la avion sau la vapor, nu știu câte săptămâni, da? Deci Maldive nu e chiar lângă mal, ca să iei cu bac, cu ferii să treci imediat. Și atunci nu o să mă vedeți pe mine că ajung în Maldive cu liculiciu, că nu cred că e, nu că e posibil. E prea scump. Așa. Deci data zic, sunt avantaje și dezavantaje, nu e pentru toată lumea, gândiți-vă foarte, foarte bine, m-am zis, îmi pare bine că vă aud că m-ai inspirat, Dragoș, că știu ce, dar în cazul ăsta nu sunt dornic foarte tare să vă inspir, pentru că poate fi un dezastru, da, poate să nu vă placă și poate fi un dezastru și un dezastru cu investiții financiare destul de mare, da, dar să vă zic, închiriați, vedeți dacă vă place, închiriați unul mai mic, sunt de închiriere și mașini precum liculiciul meu, închiriați unul mai mic, închiriați unul mai mare, vedeți ce vă place, vedeți ce vă permiteți și vom vedeți dacă este pentru voi sau nu experiența asta, pentru că nu e ca la o vacanță de două săptămâni. M-am dus în Grecia, am avut parte de o pensiune nasoală, nu-i problemă la anul, mă duc la altă pensiune, mă duc în altă parte unde îmi place, o să fie bine, știi? Așa, ai luat-o, gândește-te la vacanțele tale cu ea pe următorii 10-15 ani de zile în care să o folosești, da? Sau poate 2-3 ani dacă vrei să o revinzi după aia, nu știu, dar nu iei pentru o vară, nu iei pentru o vacanță, da? Așa, iarăși trebuie să ai și timpul necesar să te plimbi, pentru că degeaba o ai și o ții în curte dacă tu te duci o săptămână pe an în vacanță. Dacă deja o săptămână pe an în vacanță, iarăși, nu cred că e pentru tine, da? Și mai departe. Deci, v-am zis, sunt multe, multe chestii de pus în balanță. Puneți-le singur în balanță și iați deciziile singur. Și nu după ce zice unul sau altul, că iați de la mai mare, că o să vezi că mai bine mai mare, mai bine mai nu știu cum, mai bine nu știu, mai știu cum, că s-ar putea să te coste foarte mulți bani și să nu, nu-ți placă. Cam ăsta e episodul de astăzi. Sper că ți-a plăcut. Sper că ne reauzim în curând cu un episod. Dacă ai întrebări, lasă-le în comentarii jos, lasă-mi întrebări, pentru că sunt probabil aspecte la care încă nu m-am gândit legate de toată povestea asta cu camperele și pe care putem să le rămurim poate în episoade viitoare. Îți mulțumesc și ne reauzim în curând cu un nou clip.